Hai, salut, dragilor! Ce faceți? Am revenit cu un mare vlog. Nu am mai postat de atâta timp. De 8, vreo 10 zile, așa. Toată grămada asta de aici trebuie -ai mutată acolo, trebuie aranjată. Ce mai faceți, dragilor? Am văzut un comentariu că, vai, că eu nu mă mai filmez când fac eu o treabă. Eu vreau să vă arăt ce fac eu pe parcursul parcursului mele, știți? Dacă vreau să vă spun ceva, uh, nu prea aveți încredere în oameni, că lumea e foarte răutăcioasă. Am fost la treabă la un... Uh, un om pocăit, tot la lemne, știi, la aranjat lemne. Am plecat, nu, am, am fost dimineața pe la un 10, aproape de 1 și am dat toți buturugea jos. Așa, și după aceea m-a chemat pe la un 6 jumate să le aranjez. Am stat aproape până la 11 și el a făcut figuri. Că 50 lei să dau la băiat. Ce ai făcut? Și mă cunoștea de băiat, de copil. pe omule, și-a început să alergi după mine, să mă înjure și îi și a vorbit foarte urât despre preoții noștri. Urât Așa. Figuranță, așa. E, după ce am făcut un scandal foarte mare, mi-a dat, o, mi dat suma care am cerut-o eu, așa, dar la omul ăla i-a dat 125 de lei după ce i-a clăpat toate lemnele. Păi, oameni buni, nu vă bate joc de oameni, că nu e ok. Dumneavoastră ce mai faceți? Lăsați un mare like, să, un like acolo, că mă ajută. Bineînțeles, dacă vreți dumneavoastră, lăsați-mi în comentarii ce vloguri să fac, ce provocări. Dați-mi o provocare eu, dar provocări de astea de bun simț, cumva să mănânc o lămâie cu ciocolată, să combin sucurile, sucurile sau ce provocări vreți dumneavoastră, să gust ceva care e ceva de bun simț, așa. Lemnile astea toate trebuie mutate acolo și suntem spor la treabă, Doamne ajută, oameni buni, fiți mai buni unii cu alții. Nu fiți răutăcioși! În rest, ce mai spuneți? Lăsați-mi un comentariu ce părere aveți despre mine. Dacă e bună, dacă e rea, dați-mi comentariu. La avem și pe Paco. Paco nu mă omoră. Așa. Oameni buni, vă doresc multă sănătate, sănătate multă și... Banii vin, banii pleacă, multă sănătate vă doresc la familia dumneavoastră și să aveți o zi bună, Doamne ajută și sănătate bun, bună, sănătate multă vă doresc, mulțumesc mult de atenție.